aveam prins de cât bani pentru activitatea minieră, program de 7 zile, numai în trimestrul 1 și trimestrul 4. Iar știți bine că tot anul s-a lucrat 7 zile activitatea aceasta minieră. Și automat trebuia acest bun. Mai mult, această sumă cuprinde și banii pentru suplimentare, pentru că sunt o serie de colegi care, lucrând la tură de 3 câteodată, sau 4, în loc de tură de 5 în termocentrale, au acumulat o serie de ore suplimentare care trebuie plătite, conform codului muncii, pentru că e clar că nu are administrația posibilitatea să le dea timp de odihnă pentru acele ore suplimentare. Și atunci ai va plăti pentru acele ore. Mai mult sperăm ca toată lumea să fi fost corectă, adică nu unii se ia foarte mult pe suplimentare și unii mai deloc, adică se ia toți undeva o chestie normală ca să rămână bani și pentru a pune în aplicare articolul din actul adițional numărul 6, încheiat în martie, prin care spuneam că la toate categoriile de colegi, de salariați, cei cu clasele cele mai mici trebuie să ridicați până la 29 din grilă. Ceea ce spuneam noi atunci în timpul negocierii, ca să eliminăm primul sfert din nivelul de ierarhizare, din plaja de salarii pe fiecare meserie. Deci între minim și maxim se devine un alt minim cu câteva clase mai sus, astfel încât toți colegii care sunt între cele două intervale să câștige la salariu, astfel încât diferența între minim și maxim pe fiecare meserie să fie mai mică. Și repet, sper să fie bani ca să facem și chestiunea aceasta. Dacă unii colegi nu au fost ortodoxi și au transpus mai mult pe turta lor și atunci se va consuma foarte mult pe aceste suplimentare, cauza nu e pierdută pentru colegii cu clase mici, pentru că acest fond rămâne și în bugetul anului viitor, ceea ce permite la negociere sau înainte de negociere acea rectificare a salariilor celor mai mici.